din județul Sălaj au depus cereri pentru a primi voucherul de 200 de euro pentru achiziția unui calculator 229 de elevi. Dintre aceștia au fost aleși pentru a beneficia de acest ajutor 162, selectați în ordinea venitului mediu pe membru de familie. Cei mai mulți beneficiari ai ediției din acest an a programului sunt de la Școala Gimnazială Stârciu, de unde au depus cereri 23 de elevi. Urmează Școala Gimnazială Traian Crețu din Oradea cu 16 cereri și Școala Gimnazială Fildu de Mijloc cu 14.